parfumuri care emană eleganță sau parfumuri perfecte pentru un bărbat elegant. Începând cu Jo Malone 154, care miroase efectiv a curățenie într-un stil elegant. Combinația clasică de citrice cu lavandă, cu busuioc, cu câteva condimente, cu puțin paciuli, vetiver și vanilie. Când porți parfumul ăsta, miroși ca și cum tocmai fi ieșit din cel mai elegant barbershop, doar că nu e cel mai persistent. Poate ajunge la 4 ore de persistență. Montal Red Vetiver, pe de altă parte, e persistent, aș spune foarte persistent, adică trecând de 7 ore de persistență, în ciuda faptului că e destul de proaspăt. El ia combinația aia de vetiver cu citrice, de această dată cu grapefruit, pe care o întâlnești și în Ter Dermes, o face un pic mai abrazivă și ți-o oferă aici cumva pe steroizi. Bărbătesc, serios, elegant și cu persistență bună. În principiu mi se pare o rețetă câștigătoare. Dacă în schimb vrei ceva și ușor dulceag, atunci Guerlain L'Homme Idéal Eau de Parfum, care în momentul ăsta are sticla un pic diferită, dar mirosul e același, combinația asta de migdale, puțin cu piele și parcă cu o pornire spre cireșe. Are toată eleganța gamei L'Homme Idéal, doar că e și ceva jucăuș în el, acordul ăsta care pare să miroasă a cireșe. În mod sigur, când porți parfumul ăsta, miroși destul de diferit. Pe pielea mea, persistența e undeva pe la 6 ore. Tind să asociez de multe ori eleganța cu irisul, așa că Prada L'Homme Intens. Acel Prada L'Homme care funcționează mai bine în zile mai răcoroase, pentru că el combină pornirea de iris curat cu niște condimente și ceva ușor dulce. Deci e elegant și se potrivește bine când temperaturile mai scad puțin. Și spre diferență de Prada L'Homme și persistă mai bine. Persistă 6-7 ore, tocmai pentru că e ușor dulceag, fără să fie leșinat în vreun fel sau deranjant de dulce.